Bună ziua și bine v-am găsit! Dragilor, vă voi prezenta previziunile pentru anul 2024. Există însă o deosebire în ceea ce vă voi spune acum, pentru că această previziune nu este bazată ca și până acum pe etalări, pe cărți, pe tarot și alt fel de lucruri, ci este o previziune reală bazată pe poziția planetelor, în special pe poziția planetelor în tranzit, poziția planetelor lente. E bine să precizez că aceste previziuni sunt valabile mai ales pentru poziția lunii în horoscopul natal. Pentru aceasta va trebui ca voi să căutați, să știți unde este luna în horoscopul vostru. Se poate spune că acest an va fi un an cu multe realizări în lumea materială, deoarece numărul anului viitor, anul 2024, este numărul 8. Numărul 8 este numărul lui Saturn, ce este responsabil de lumea materială, ceea ce ar însemna finanțe, bunuri, hrană, medicamente, toate resursele naturale, inclusiv corpul nostru fizic. Vom avea de străbătut, de trecut, printr-o schimbare de mari proporții în toate aceste domenii, cum ar fi bănci, proprietăți, în sănătate, în agricultură, în construcții, în producție, tot ceea ce vedem că are de-a face cu lumea materială. Astfel, împărțirea bogățiilor, a resurselor, va fi făcută în mod echitabil, va fi o gestionare corectă a bunurilor și a resurselor planetei, resurselor naturale, pentru că vorbim aici nu numai despre previziuni legate de țara noastră, de România, pentru că noi toți suntem legați de tot ceea ce se întâmplă pe planetă. Însă și planeta este o lume unitară, deci facem parte dintr-un întreg care ne condiționează viața. Deci vor fi mari schimbări, schimbări în bine. Va fi un început, de fapt. Nu se rezolvă totul într-un an, pentru că vor fi schimbări profunde, foarte, foarte importante. Se va acorda multă atenție, multă importanță respectului pentru natură, pentru toate vietățile, pentru viață în general. Se va trece la o hrană naturală și sănătoasă, se va reveni la folosirea remediilor naturale, nu ca și până acum cu medicina aceasta care folosește chimicale. Se va trece din nou la folosirea remediilor naturale. De asemenea, se va face justiție, o justiție echitabilă, nu pedeapsă, ci o justiție adevărată. Vechiul sistem, care este șubret de mult timp, va fi înlocuit, iar cei ce au distrus natura, ce au distrus viața în multiple forme și au blocat progresul omenirii, vor fi înlocuiți cu persoane pozitive și competente, ce vor reconstrui lumea noastră, planeta asta, automat și țara noastră, se vor reconstrui multe lucruri pe baze spirituale, tot ceea ce ține de viața umană. În concluzie, toate aceste eforturi, toate aceste schimbări vor avea loc. Nu vor fi ușoare. Va fi mult de muncă,
Dar există un spirit de echipă și gândul că tot ceea ce facem, gândul că vom face toate aceste schimbări pentru viitor, într-un mod corect, aduce multă energie și totul se va face cu plăcere, cu convingere, pentru că se va lupta pentru lucruri pozitive, bune. Va fi mult echilibru și armonie, se vor renoda, nu vorbesc neapărat numai de 2024, pentru că, așa cum spuneam, acest an este un început și aceste schimbări vor continua mulți ani. Deci, nu vorbim numai de acest an. Schimbările vor fi pe multe planuri, pe multe nivele, ceea ce necesită timp. Anul 2024 este un an de eforturi, să zicem, comune pentru un scop adevărat, pentru o viață adevărată, ca fiecare să aibă posibilitatea să nu mai fie sărăcie, să aibă resursele necesare, hrană, adăpost și o viață decentă. Gemeni. Despre gemeni se poate spune că vor avea succes pe latura carierei și în același timp reușită materială. E posibil în a doua jumătate a anului 2024. Poate avea loc o căsătorie sau relații de parteneriat, de afaceri și așa mai departe. Anul 2024 va fi destul de bun pentru gemeni. El va fi foarte mult concentrat pe latura carierei. Va munci mult pentru asta. Vor veni bani de la alții, o parte din efortul propriu, o parte de la alții. Din a doua jumătate a anului 2024 vin foarte multe lucruri bune, mai multă relaxare, mai multe lucruri care vin mai ușor decât înainte. Vor fi și realizări personale chiar. E posibil să fii și ceva legat de creație. Să începeți lucruri noi. Să creați lucruri noi. Să creați ceva. Cum ar fi o afacere nouă. Deci, în general, anul 2024 va fi bun pentru gemeni. Este posibil ca gemenii să aibă ceva conflicte legate de copii, cu copii. Va fi un an puțin încordat, un an plin de nervozitate, de o stare de îngrijorare pentru viață, pentru ceea ce se întâmplă în lume și așa mai departe. Asta este valabil pentru toate zodiile, nu neapărat pentru gemeni. Vei fi supus unui stres mental, dar în final, drag geamăn, vei reuși să ai succes, să-ți duci la îndeplinire ceea ce ți-ai propus. De asemenea, este posibil ca tatăl celor din gemeni să aibă probleme de sănătate. Însăși, persoana din zodia gemeni, cu luna mai ales în gemeni, este posibil să aibă probleme cu coloana vertebrală. Deci, atenție la sănătatea coloanei. E necesar să faceți controle pentru că coloana va fi supusă la multe încercări.
partea emoțională, latura emoțională, de asemenea, va fi un pic mai sub control decât înainte. Gemenii vor deveni un pic mai sentimentali, mai puțin emoționali, pentru că viața îi pune să se ocupe de altfel de lucruri și devin mai maturi emoțional. Natura lor de copii eterni, de veșnici copii, o să-i ajute pentru că au o atitudine pozitivă în viață, ceea ce este foarte bine. Există, să zicem, o tendință de maturizare un pic forțată în anul 2024, pentru că planetele vă vor forța un pic, dragi gemeni, și vă veți concentra pe lucruri mai serioase. Să deveniți mai maturi, mai adulți în toate alegerile pe care le faceți. Cam atât, deci, gemenilor, veți avea un an destul de bun, nu mari probleme. Anul va fi ok pentru voi. Vă doresc un an fericit, cu mult bine. Vă mulțumesc, pe curând!